Dar nici n-a scris relația dumneavoastră. Nu a scris nimic, a venit domn profesor, nu? N-a scris. Ba da, a scris fix tot ce trebuia. Pentru că B-a, deci B-a bărbatul plus soarele. A împărțit la B. Nu, așa a spus. Da, egal câtul fac. Egal, cum ziceți, egal câtul. Eventual, spuneți aici câtul egal cu 4, restul egal cu 5. Că n-am cum să scriu, am împărțit la B egal câtul 4 și restul 5. N-am cum să scriu. Cel mult asta este relația. De împărțitul egal cu împărțitorul ori 4. Plus 5, corect, plus, plus câtul. Deci plus restul, așa cum v-am și spus. B, asta e teorema de bază, copii. De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Asta e relația cea mai importantă. Și ajutăm în acum. Toată povestea. Pentru orice... că o să înlocuim în A plus B egal cu 55, cu și o să avem că 5B plus 5 este egal cu 55. Da? Deci o am pe asta. Și mai aveam că A plus B, parte suma lor este... Da, 55. Deci am A egal cu B ori 4 plus 5 și că A plus B este egal cu... 55. Să-ți afle diferența numerelor. A minus B egal cu cine? Știu eu. A minus B acum, egal cu cine? A. David de la manjă. Da. Eu eram la manjă. Stați, deja am scris la ziua. Păi, hai te rog. Te așteptăm. Hai că mai avem mai multe, David. Repede, pururile. Daria? Daria. Da. Spune câteva pătrate perfecte. Ce înseamnă pătrate perfecte? A, gata, știu. 4. 4 e bun. E pătratul lui 2, da? 9. 9, foarte bine. Stai puțin. 4. Asta doar așa. Bun și acela. Dar după... După 9, 16. La puterea... A doua. 4 la 2. 16. 25, da. 25. 36. 49. Daria, e adevărat că... 64. 1 plus 4 plus... plus 9... egal cu 14. Cum să nu scrie? Păi asta să aflăm. Să ia, că e B, ca să facem amiele. Da, rog. Știți da, de ce? Scriem acum. Deci acolo de fapt e 7 plus 7. Scriem pe 100. Da. Ca fiind o sumă de 3 pătrate perfecte. Vezi, reușești? De 3 pătrate perfecte, adică da. Pur și simplu. Deci, 100 să fie scris ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Și scrie pătratele perfecte sau numai rezultatul lor? Scrie pătratele perfecte. Adică să scrie... Cum a fost? 9, 4? Hai de aici, David, să ne apucăm de lucru. Dar zi care își bea? Păi, pe B, ca înlocuim în relația A plus B. Deci, să fie B ori 4 plus 5 plus B. B ori... aici, da? Da. B ori 4, David, plus 5, plus? B. B. Egal cu 55. Egal cu 55. Ce v-a scris? Hai. 5B. 4B și cu B face 5B, deci echivalent. 5B egal plus 5. A, egal 50 de la 10, da? Da. 50 egal cu 10. De unde rezultă că B egal cu 10? Și A este egal cu 45. B egal cu 10 și dacă pe B îl știu 10, A va fi cât? 45. A egal cu 45. A egal cu 45. Și A minus B va fi egal cu 35. A minus B egal cu 35. Da? Profesor, da. Aproape A. Deci, mă interesează... Da, tu mai muncești acolo. Jumătatea pătrimii, treimii, jumătatea pătrimii, treimii unui număr este 23. Jumătatea pătrimii, treimii unui număr. Deci unui număr A. A. Este egal cu 23. Egal cu 23. Așa să scrie? Da. Jumătatea pătrimii, treimii. Jumătatea pătrimii, treimii. Închide paranteze asta. Păi da.
Asta știai și două? Păi da, adică unul pe patru fiind o pătrime. Asta știu și eu, cinci. Unul pe trei fiind o... Dar știai că se scrie așa? Unul pe doi, ori unul pe patru, ori unul pe trei, din A? Păi da, jumătatea fiind... Pătrimii, trăimii lui A. Da, 23, și dacă faci, dacă faci și prin segmente, nu ar fi și mai ușor la împărți la doi. Nu. Dar nu e au. Nu e au, e au la suferă foarte lui. Mult. El suferă ce? Jumătate, treimii, din... mai întâi facem treimea, sau te face pătrimea și pe urmă treimea. Că aici e produsul comutativ. Deci, practic, autorul o să vadă înmulțirea fracțiilor acestor copii. 1 pe 2, ori 1 pe 4, ori 1 pe 3, ori A, egal cu 23. Ia să vedem, cât egal A? Poate fie 3 pe 3 singur. Cum faci acolo? Păi pot să le mulțesc ca să nu dau mulțitor egal. Păi primul înmulțesc. Dar nu e plus de plus. Dar nu este ca la adunare să fie același mulțitor. Daria? Ce? Acolo te rog, uite. Uf, Doamne! Cu cât e egal acolo? Hai să luăm ușoară. Stai! Dar să nu ne ducem tocmai aici, hai să luăm mai ușor. Ce înseamnă o doime din... Stați puțin, domn profesor. Din... Din A, sau cum vreți, domnul. Din 12. Ce înseamnă o doime din 12, da, vedeți? 6. Egal cu 6. Ce înseamnă o doime din... O treime din 12? Da, ori, clar. Poți fac 2 ori 6. 1 pe 2 ori 1 pe 3 ori 12, nu? Deci o doime din, o treime din 12 înseamnă? 2. Dacă faci treimea din 12, face 4. Și jumătatea lui 4 e 2, da? Da, da. Deci practic aici ar vine 1 pe 2 ori 1 pe 3 ori 12. Și egal cu? Cum înmulțim copii? Cu cât egal acolo? 6. Nu, cu cât e egal, Davide? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Am făcut asta. Ca și 12 ar fi pe 1. Și atunci cum ar fi? 1 ori 1 ori 12 e 12 la numărător. Da, 12 12 pe 6. 6 care și face cu 2. Așa, 2. Să merge acolo. Și acolo cum o să fie? Să fie A pe 1. A pe cât? A pe 1. Ei, deci pe 1 ori 1 ori 1 ori A e A pe cât? A pe 1 dacă vrei da. Să scriu așa. Și atunci 1 ori 1 ori 1 ori A face A. Asupra 20, o să fie 8 ori 3, 24. 24. Egal cu 23. Egal cu 23. Și cu cine egal? Și A egal cu... Cu ce? 24 ori 23, David. Odată. A egal cu 24 ori 23. Da, motivul, Davide, aici fracția 23 pe 1, ca să fie același numitor, amplificăm cu 24, atunci vine A pe 24, egal cu 24 ori 23 pe 24. Haide. Și vine A egal cu 24 ori 23. Dar lasă exercițiul care ți-l-a dat un profesor, că mai sunt două chestii grele și trebuie să terminăm. Alo. Și vreau să fii atentă. Bună ziua. Astăzi la clasa 5-a? Nu, la 7-a. Nu transmitați la clasa 5-a. N-am lecții la 5-a. Da? Mâine. La revedere. Așa. Ia să vedem altceva. Da, mai avem domn profesor Baie de mine. Încep cu ăsta de excelență mai greu. Da. Daria, trebuie să fii atentă. Da, deci acolo e graful 552, da? 552 da. Era. Da, deci, la mulțire 552. Împărțim două numere, se obține câtul 9 și restul 6. Ce zici tu, Tudor? Ce deci, împărțind două numere, Daria, te rog să lucrezi. Păi, nu cred. Deci, am împărțit la B. Ce deci A împărțit la B. Împărțim două numere, domnul profesor. Se A împărțit la B. Ce? Ne conduce la câtul? Câtul 9 și restul 6. Da. Dacă din cel mai mare scad 43, Dacă din cel mai mare scad 43... De care e cel mai mare? A. Din A. Ia.
Deci dacă... Dacă din A scad 43... Din A scădem 43... Iar celuilalt îi adaug 7, adică cui? Adică lui B. B. B plus 7. B plus 7. Nu. Câtul împărțirii noilor numere devine 7. Deci câtul împărțirii atunci... Și nu mai este... Cum, scrie, cum să spun eu, nu mai este atunci. Niciun rest. Păi, da, cum scriem asta? O să fiu A minus 43 în paranteză, împărțit la B plus 7, este egal cu 7. Deci A minus B, A minus 43, împărțit la B plus 7, egal cu 7. Rezultă? Câtul 7? Nu pot să scriu matematica așa. Ce greșeți? De ce? Da. Deci, nu e corect matematic. Nu cred, nu înțelegeți. Trebuie să scriu teoria împărțirii cu restul, adică de împărțitul. Deci n-am ce să scriu așa, n-am corect. Împotriva matematicii. Da, de ce? Păi stai să vă explică, domn profesor. Așa cum voi vei spune că A împărțit la B egal câtul nouă, da. Și restul 7. Restul 7. Ce cum scriu chestia asta? Matematic. A egal cu 9 ori B plus 6. Așa se scrie matematic. Deci este împotriva egal cât, nu știu ce. Deci de ce zicem? A egal cu B. Mă sfătui de atâta vreme să vă spun acest lucru și nu refuzați. Exact. Hai că aici n-a fost rest, da. Și zic ei că dacă n-a fost rest putem să scrie câtul, da. Trebuie să învățăm... Deci matematica, așa cum se scrie. A egal cu B ori... Ori... 9 plus 6. Plus 6. Asta sunt scris tot timpul. Și uite că învățătorii sunt cei care îmi prima și stilul și acolo cu așa, A minus 43. Așa face. A minus 43 egal cu B plus 7. Cum paranteză ori câtul 7. Care era 7. Plus restul 0 dacă nu l-am. Îl poți spune plus 0. Dar nu sau nu mai pui, na. De ce, David, ești împotrivă. Da. Deci ce se pare ție că este împotrivă? Pentru că am învățat altfel, vedeți, domn profesor? Foarte greu, pot să spun. Deci greșelile pe care învățătorii le comit, aceea rămâne definitiv. Și nu poți să-i smulticești de chestia asta. Așa trebuie scris, copii. Ce trebuie să facem? Da, nu înțeleg. Păi dar cum scrieți dacă aveți și rest? Asta vă întreabă domnul profesor. Cum scrieți păi, teorema împărțirii cu rest? Nu. Dar prima dată aveți rest, uite. Și dacă aici... Da, la a doua n-avem rest. La a doua n-avem. Și de ce vă potriviți scrierea acestea? Pentru că... Bine, pe prima cum o scrieți? De ce n-are sens și la voi are sens? Haideți să mă înțeleg. Deci de ce... La voi are sens și la mine nu are sens. Care e motivul? Dumneavoastră răspundeți că a minus 43 egal cu B. Egal cu 7, B plus 49. Cum? 7 ori 7? Da. Dumneavoastră. Da, e cu asta vreți să ne ziceți. Că a minus 43 egal cu B în paranteză plus 7 ori 7. Da. Adică într-un fel dumneavoastră să fie teorema împărțirii. Da, corect. Cum cu alte numere? Adică vă spun acolo mai egal cu 7. Stați puțin, noi copii, stați puțin, că nu înțeleg. Cum scrieți voi, stați puțin, împărțind două numere se obține câtul 9 și restul 6. Împărțit la B, da. Egal cu 9, da. Rest, scriu rest, 6. Bun, și cum, A împărțit la B, A împărțit la B, egal cu 9, rest 6. Egal cu 9, rest 6. Egal cu 9, rest 6. Cum e altă formă? Nu mai scriu așa, mă, că mi-e să vorbeam acolo, jos. Da, acolo. Dar nici nu este aceeași poveste. A minus 43, ăla e de împărțitul. Da, păi A minus 43 e D, egal cu P, adică B plus 7, ăla e împărțitor. Corect, ați înțeles într-un final. Dar această scriere
este împotriva matemei, egal cu 9 rest 6. De ce nu scriu așa? Egal cu 9 ori plus 6 ăla. Nescriind așa, e, după aceea scrie etapa a doua și asta nu are importanță. Deci dumneavoastră ne spuneți că putem să locuim acolo au. Deci din clipa în care Daria am așa da, relații, ce, ce trebuie să locuiesc? De 9 ori B plus 6. Păi locuiesc pur și simplu aici. În loc de A, pun B, B ori 9 plus 6 și atunci fac acum din. Da, da, pentru că într-un fel plus mergi la facultate. O să fie B ori 9 plus 6 minus 43 egal cu 7 B, că desfac aici și desfac utilitatea, da? Dar trebuie să spuneți paranteză. Care paranteză? Păi la 6 B ori 9 plus 6 pentru că n-am putea să fac 6 plus 3. Bine, vrei să o pun în paranteză? Nu pun, da. Deși nu e... Nu creează decât un moment așa de... Vreau să scriu chestia asta. Bine, să zicem. Da, bine. Bine, 7 B, 7 pe lângă B plus 7 B plus 49 și acum... Acum pot să adun 43 în ambii mei. Adunăm un 43 în ambii mei. Plus 43. Și atunci vine... Și o să am B ori 9 B plus 9 6. 9 B plus 6 egal cu 7 B plus 92. 92. Și am adunat pentru să scădem. Și 2 pe B cu relațiile. Așa, și cum? Și o să avem acolo că 2B este egal cu, cu 90 cu 98. Nu, 92 e, da. Minus 6. Dar vei cu plus acolo și plusul cu plusul. Deci 387 plus 6. Da? Stați puțin, două secunde să o verific. Deci 9 ori 43 plus 393. Da? 393 calculul. L-am avat pe A, l-am știut pe B. Să facem suma celor două. Și acum, interesant era, nu? Asta cerea. A plus B egal cu da. Cine? O să ne dea 436. Cât? 436. Da, avem. 436. Da. Astăzi a fost o oră destul de dificilă. Da, dificilă. Și nici am terminat testul. Și mâine iau copilul, am emoții. Știți de ce, copii? Fiindcă vă încăpățânați și nu urmăriți că în toată discuția noastră nu făceam decât să... ne-am învârtit în teorema asta împărțirii cu rest, am amețit. Păi da, pentru că era... Un lucru pe care trebuie să-l punem la punct să fie înțeles definitiv, refuzați să fiți și adică noi trebuie să într-un fel să uităm metoda aia să facem dar numai... nu e altă metodă, e aceeași, măi copii. Măi, păi dar nu mai grea. Cum să fii mai grea decât singura asta? Ați tradus-o voi pe aia. Că A e egal cu singura asta. Deci e și relații. Păi și de ce nu mai grea decât o relație să faci pe alta? Păi dar așa e corect matematic, mama. Dacă nu vă învățați așa corect matematic deodată, degeaba. Și mai aveam o problemă, domn profesor, care chiar vreau să văd dacă știu să o fac. Și care? Hai, spune-o. Dar când? Când da. Mai aveți timp? Aveau timp? Un cioban are o turmă de 170 de oi și mii. Așa. 170 sunt în total. Și da. Oi și mii. 170. Un segment. Oi și mii. Și miei. Dacă 5 pe 3, dacă 3 pe 5 din oi reprezintă 6 pe 7 din miei, câte animale sunt în fiecare? Deci, dacă 3 pe 5 dintre oi, oi plus miei egal cu 170. 170. Dacă 3 pe 5 din oi 3 cincimi
din oi. Reprezintă 6 pe 7 din numărul minim. 6 pe 7. Da? De simplă. Câte animale sunt de fiecare fel? Ce-o spun eu pe de rost? Spun. Gata. Ok. Deci, mai întâi aflăm. Facem 170 împărțit la 5 ori 3, care va fi egal cu 34. 5 ori 3, zice. 5 ori 3, de ce? Da, de ce? Ca să aflăm cât din noi este egal cu 6 pe 7. Apoi împărțim ce ne-a rămas la 6, ca să punem cât e un segment la miei. Și vedem cât sunt miei. Și apoi vedem cât sunt oi. O fac pe care dumneavoastră vă duc cu David și o să vedeți. Da, mai bine faci și domn profesor deodată, că nu-i bine. Daria. E bine. Hai să mă ajut totuși. Ia ajută-te, domn profesor, te rog. Deja am o idee și... Păi, eu am refuzat-o. Da, păi zis că faci 3 pe 5 din 170, da? Da. 270 sunt 2 și 1000 la un loc. Sunt 2 și 1000 la un loc 170. Atenție, cum să nu mai oi. Nu poți face 3, 5, 5 din 170, că e greșit. Poți să afli oile, adică oile egal cu miei plus 170. Oile egal cu 170 minus miei. Miei, minus. Ai înțeles, Daria, ce greșeală strecurai? Ai înțeles? Făceai 355 din 170 din... Din total. Da, da. În total, și asta e greșeală. Și oi și mii. Că dacă ar fi fost 170 numai oi, atunci da? Făceai 355 din oi. Și altă parte a fost miei, mergea. Așa, dar acum... Deja știm că... Dar și David a avut o idee, domn profesor, cred că mai bună. A zis că oile erau cu 170 minus miei. Așa. Da. Și mai departe? Păi, domnul profesor, mi-a putea 355. Este egal, știu, 170 minus 1. Care le-am cu 7 de domnul profesor, mi-a dat ideea. Dacă te gândești, iesi. Hai, că e bun. Bun, să avem unde să locuim. O să fie 170 minus miei plus miei, care este egal cu 170. Deci 170. Ce vrei tu să faci? Adică oile este egal cu 170. Deci scoatem deci oile. Egal da. Cu 170 minus miei. 170 minus miei. Și locuim în acolo. O plus miei egal cu 170. 8 plus mă? Dar de unde o plus o. O plus? O, litera O, da. O, și să, în loc de O să înlocuim 170 minus M. Adică aici, în a doua? A doua. Nu tot în prima. Prima am făcut, da. Că dacă tot în prima, David, te duci, face 0 egal cu 0. Deci, David, este o mare eroare. Din relația în care ai scos pe O, te duci înapoi, te învârți, ghici pe că ce e în același cerc, e un cerc vicios, n-ai nu reu, decât îți dă o identitate, 0 egal cu 0. Neapărat te duci în a doua. Da. Hai. Neapărat. Deci vine 3 pe 5. 3 pe 5. 3 pe 5. Înmulțit cu 170. 170 minus mână. Care este egal cu 6 pe 7. 6 pe 7. De aceea, relația devine dificilă. Dacă voi însă ați fi avut răbdare și încercați să aveți da. Același numitor întâi. Păi acum... Atenție, vă învață, domn profesor. Deci, eu vă propun Daria. Să vedeți. Te rog, vreau să înveți ce zice domn profesor, că a venit clasa 7-a. Așa cum zice domn profesor, te rog. Că vă învață mai ușor. Deci, eu înainte de a vă înlocui și a... Duce relația asta, pare mai ciudată, mai dificilă. Aș fi încercat să, la cele două fracții, să fie același numitor. De ce pe asta o amplificăm cu 7, Davide? Și pe asta cu cine? Cu? Cu 7 și cu 5. Cu 5. Și ea devine. Asta e echivalentă cu? Domn profesor, eu am făcut-o prin segmente și am terminat-o. Imediat o să vedem. 21 sub, supra. 7 ori 5, 35. Ori o. Da. Egal este cu... egal cu 30. Da. Supra 35. Da. Ori mă. Ori mă. Și acum? Fie ca o 35 cele două fracții. O să le scădem.
Nu, nu. Două fracții care au aceeași numitori și ele sunt egale, de acum numărătorii trebuie să fie egale. Păi, 21 O egal cu 30 M. Păi, ca să le egalăm 21 cu 30. Atenție, Davide, câtă vreme numitorii sunt egali, neapărat numărătorii sunt egali. Deci de aici rezultă... Atunci rezultă 30. 21 O. A, 21 O. O egal cu 30. Egal cu 30 M. M. Mai putem împărți egalitatea asta printr-un 3. Da. Și 30 și 21. Să fie 7 ori O este egal cu 10 ori O. Egal cu 10 M. Și 7 ori O egal 10 ori M. Și pe O îl aflăm de aici, Davide. O. Și pe O să-l... Și îl înlocuim sus. Și să fie O. Egal cu 170, am zis noi. 170 minus M. Minus M. Și acum o să fie 7 ori, paranteză rotundă. 170 minus M. Egal cu 10. Egal cu 10 ori mieți. Și acum putem să facem. 700. 749. 17. 1190 minus 7 M. Minus... Egal cu 10 M. Dar, profesor, da, de ce nu ducem necunoscutele într-o parte? Acum să facem mare vreodată. Să fie. Domn profesor, deci 119 este rezultatul într-un fel. 119, 1900... 1190. 1190. Este egal. Da, 1100... 10... 90 egal cu 70 cu 10, 17. Da, 17. 17 ori mână. Cum o să facem? 1190 împărțit la 17. Da. Și M egal cu 1190 împărțit la 17 și cât face? Și face cu 4. M egal cu 1100... Vreți să-mi fac eu pe calculator? Împărțit la 17, da. Vai, ce greu vă da. Am ei? Da. Mie mi-a dat foarte puțin și acum vezi segment. Și mie? 70 și 100. 70, îmi dă și 70 vă dă, da? 70 cu 7... Acum locuim în relația aceea. 100 și 170. Poate dacă cu 100 soi. O să vă arăt cum am făcut eu prin segmente? Da? Da. Gata. Prin segmente și mi-a fost... Și a fost foarte, foarte simplu. Da. Vă arăt. Da, te rog. Bun, hai, dar replica am una cu înghețată repede și ea clasa așa cum e. Stai puțin. Nu știu pe asta cu înghețată eu. Iată-mă, Davide, dar nu știu pe asta cum înghețată. Am avut o idee așa. Și-mi dau același lucru. Așa. Așa. Da. Așa. Și cu 5 copii mănâncă 5 înghețate în 5 minute. Stai puțin să-i arăt pe doamnă. Deci 5 copii mănâncă 5 înghețate? Dar hai lasă-mă puțin să fac o înghețată în care explici tu repede. 5 copii mănâncă 5 înghețate în 5 minute, domn profesor. Eu nu știu. Davide, zice că știu. Păi un copil într-un... Cât mănâncă un copil o înghețată? Deci 5 copii mănâncă 5 înghețate în 5 minute. Câți copii vor mânca 30 de înghețate în 15 minute? Nu știu să fac. Păi, domn profesor, 30 înghețate în 15 minute. Domn profesor, păi dacă 5 copii în 5 minute mănâncă 5 înghețate. 5 înghețate. Adică un copil mănâncă o înghețată în 5, într-un minut. Da, dar toți cei 5 copii, poate unul mănâncă 35 de secunde. Poate unul mănâncă într-un minut și 20, adică... Da, citim o dată, atenție. 5 copii mănâncă 5 înghețate în 5 minute. Da. Asta nu înseamnă că un copil mănâncă o înghețată într-un minut? 9 copii. Stai puțin. Asta nu înseamnă că nu este răspunsul. Asta nu înseamnă că asta înseamnă că un copil mănâncă o înghețată într-un minut? Că David așa zici. Așa să vedem dacă tu, David, gândește așa. Nu, în raționamentul ăsta. Așa ar veni, că mănâncă un... Noi cinci, suntem cinci, domn profesor. Fiecare acum începem și mâncăm câte o înghețată. Da? Mâncăm cinci înghețate, e clar că suntem cinci.
în 5 minute, asta înseamnă că eu mănânc în 5 minute înghețată, dumneavoastră mâncați în 5 minute. Tu mănânci în 5 minute. Ba nu, spune, nu. Spune și copii mănâncă în 5 minute. Înghețate în 5 minute. Deci noi 5 suntem 5. N-am apucat să mâncăm înghețată. Da? Și mâncăm. Și peste 5 minute uităm la aceasta, am terminat toți înghețată. Nu mai avem niciun. Asta înseamnă că eu am mâncat o înghețată în 5 minute, nu într-un minut. Sigur că da. Da, fiecare am mâncat înghețată în 5 minute. Deci, că nu am terminat tu, da, de ce tu ai zis într-un minut? Deci într-un minut. Și 5 ori 5 are 25 de minute. Dar fiecare luptă cu înghețata lui. Exact, eu mănânc numai o înghețată. Bun, dar 30 de înghețate. Câți copii o să mănânci 30 de înghețate în 15 minute? Păi ne gândim dacă unul mănâncă în 3 copii. Dacă o înghețată se mănâncă în 5 minute. Păi da, dacă o înghețată se mănâncă în 5 minute, 3 copii. 3 copii? Nu este răspunsul 3 copii, măi. Dacă o înghețată mănâncă un copil în 5 minute, 30 de înghețate. Câți copii trebuie să le mănânci în 15 minute? 30 de înghețate. În 15 minute. Păi sunt 3 copii, mă, că n-are sens. 10, domn profesor. 10 din 3, 10 împărțit la 3, pentru că e 15 minute, 15 împărțit la 3 dă 5 minute. Înghețată se mănâncă în 5 minute. Da, și fiecare, da. În 15 minute, deci 30 din înghețată împărțit la 3. Și răspunsul e 10. Deci gata, m-am luminat, domnule. Capcana pe care... Capcana a fost mai simplu. Capcana foarte urâtă. Foarte urâtă a fost capcana asta. Aceea în care ai căzut la prima citire. Ai zis repede, un minut. Da. Și de-aia trebuie să ne gândim, Davide, vezi, ai văzut noi cu domnul profesor, aici am zis că fiecare avem câte o înghețată în mână, ce frumos a fost. Care este mesajul? Mesajul este că o problemă se citește de 2 ori, de 7 ori, de 9 ori și prindem bine esența problemei, că altfel ne grăbim și putem da răspunsul, gata, asta e, ce care e problema? Înțelegi? Gândiți așa, băi, eu, Davide, ieșeam astea din clasă, mâncăm câte o înghețată, în 5 minute. Asta înseamnă că și eu mănânc în 5 minute, și eu mănânc în 5 minute, și domn profesorul mănânc în 5 minute. Deci să ne gândim înainte de a da răspunsul. Vedeți, de-aia domn profesor tot insistă și vă zice. Nu la prima citire. Nu ne repezim. Da. Ați văzut, erau două probleme la excelență care vă rupeau la puncte. Sigur că. Hai, succes mâine, succes! Hai, arată și segmentele, hai. Păi, stai să știu unde se văd aici ce nu mai fac așa pe care mai rămas. Nu mai una mai, una. Una mai, una mai. Una mai, două mai. Două mai. Două mai. Și ce sunt oi? Și miei și toate ăstea. Și cum se vede de la tablă, dacă mă duc? Da? Mama lui Ali. Dacă nu aș ședica. Nici nu se mai aude. Nu se schimbă. Nu se mai aude. Mai aveam două. Vedeți ce greu a fost compelul etapa a doua? Foarte greu. Uite, dar am luat după aceea luat mic. Așa. Și m-am gândit că mâine cam așa. Hai repede, zi repede cu miei. Fac și eu acolo. Dacă nu e fac. Deci, pentru că mie... Mi-am spune că 3 pe 5 din noi fac cât 6 pe 7 din miei. Și m-am gândit că două segmente ale mieilor sunt cât un segment al oilor. Nu știu că zici, domn profesor, prin mai te duc eu cu segmente. Al oilor. Și atunci le-am împărțit pe fiecare segment în două. Și eu aici o să am 17 segmente. Mai bă, ce să vă zic, să luat 100 de puncte mâine la copii. Și 170 împărțit la 17. Atenție, excelență de stafan. Un segment. Și atunci ce am făcut? 70.000. Bine, hai să înveți. O să vedem. O să ne gândim la ea mâine, tot la viitoare. La revedere, clasa 4.